Iubiți frați și sorori, dragi prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, dați-mi voie să vă salut cu frumosul salut, Hristos a născut. Răspunsul nostru este, cu adevărat s-a născut Iisus Hristos, El este împăratul împăraților și domnul domnilor. Istoria arată că cel mai tânăr împărat pe care lumea l-a avut a fost Henric al vi un copilaș care la vârsta de doar 9 luni de zile a fost încoronat ca împărat peste Anglia. Însă Scriptura arată că cel mai tânăr împărat n-a fost Henrica al VI-lea, ci a fost chiar Domnul nostru Isus Hristos. Vă aduceți aminte când magii au venit de la răsărit și l-au întrebat pe Irod, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Adică Isus Hristos a născut chiar împărat, el nu a devenit împărat, el s-a născut împărat. Pentru că el și-a lăsat slava cerească și a venit și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, binecuvântat să fie în numele Domnului. De asemenea, Pilat s-a uitat și a zis, un împărat tot ești. Și Isus nu a negat și a zis, eu pentru aceasta m-am născut, să fiu împărat. Aduceți-vă aminte de tâlharul de pe cruce, care s-a uitat la Isus și a zis, Doamne, aduți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Da, tâlharul acesta a recunoscut că cel care stă la mijloc și are o coroană de spin, are o împărăție, este un împărat și îl dorea să intre în împărăția lui Isus Hristos, pentru că l-a recunoscut ca împărat și ca domn, binecuvântat să fie numele Domnului. Dar de ce s-a născut Isus Hristos? De ce s-a născut împăratul acesta? Istoria arată că în Betreiem era locul unde se creșteau miei pentru jerfă, după ce erau au crescuți, erau duși la Ierusalim, la templu și erau jertfiți pentru păcatele poporului Israel. Într-o paralelă fascinantă, parcă Dumnezeu a lăsat lucrurile să se întâmple așa, ca Iisus Hristos să se nască la Betleem, să fie mielul lui Dumnezeu pentru păcatele lumii. Iisus Hristos s-a născut să fie împărat, dar în același timp s-a născut să fie și miel pentru păcatele noastre. Doar în creștinism, Isus Hristos este și preot, este și miel. Doar în creștinism Isus Hristos este mare preot, care nu aduce o altă jertfă pentru păcatele lumii, ci se aduce pe el însuși cu propriul său sânge, slăvit să fie Dumnezeu. De aceea te invit în această zi să te pleci înaintea lui Isus Hristos și să recunoști că a împărat peste viața ta, să recunoști că este mielul lui Dumnezeu care a plătit și păcatele tale, să-l inviți în inima ta să spui, Doamne, îți dau inima mea cu totul ție, mă închin în fața tronului tău cel sfânt și te accept ca Domn și Mântuitor în viața mea. Catele harul de pe cruce, te recunosc Domn Doamne, recunosc că te-ai născut în lumea asta, nu să mai avem încă un Crăciun, ci te-ai născut în lumea aceasta ca să mor pentru păcatele noastre, slăviți să fie Dumnezeu. În limba latină, cuvântul religie are ideea de relegare cu divinitatea, o reconexiune cu divinitatea. De aceea noi știm că la ora actuală avem cinci mari religii și anume, iudaism, islamism, hinduism, budism și creștinism. Toate cele patru religii, în afară de creștinism, sunt religii care arată că omul trebuie să facă ceva pentru a intra în legătură cu Dumnezeu. O relegare cu Divinitatea prin forță proprie, prin obiceiuri, prin tradiții, prin fapte, prin sforțări de tot felul, dar doar în creștinism. Dumnezeu face totul. Doar în creștinism Dumnezeu coboară El pe pământ și moare pentru păcatele noastre și noi prin credință intrăm în beneficiile calvarului. Aceasta înseamnă dragostea că Dumnezeu face totul. În celelalte religii omul trebuie să facă totul și să-L îmbuneze pe Dumnezeu dacă poate. Dar în creștinism Biblia spune altceva. Pe când eram noi păcătoși, Hristos a venit să moară pentru păcatele noastre. De aceea creștinism este fascinant pentru că Dumnezeu nostru este dragoste. El însuși a venit și ne-a căutat. Noi eram pierduți, noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Nu eram orbi, nu eram vrăjmași cu Dumnezeu, dar Dumnezeu în dragostea Lui a făcut totul ca să mă lege cu El. Slăvi să fie Domnul. Și cum a făcut lucrul acesta? Trimițându-L pe Iisus Hristos la Betlehem, mielul lui Dumnezeu, să vină, să plătească păcatele mele, să-L primesc pe Iisus Hristos în inima mea ca Domn și Mântuitor și astfel să am o relație, să am comuniune cu Dumnezeu Tatăl, lăuda să fie Domnul. De aceea în această zi te invit să te pleci înaintea lui Isus Hristos să spui, Doamne, mulțumesc că te-ai la Betlehem să fii mielul lui Dumnezeu pentru păcatele mele. Dar îți mulțumesc că ești mai mult decât miel. Tu ești împărat, Doamne. Tu ești Domn, Doamne. De aceea mă plec înaintea ta și îmi dau inima mea și sufletul meu și te rog să ai stăpânire, Doamne, peste tot ce înseamnă ființa mea, peste orice domeniu în care am ținut cu ghiarele, să nu ți-l dau. Astăzi, Doamne, mă predau cu totul ție. Noi avem o cântare care spune în felul următor nu-i mare mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchezi la tronul său. Copleșit de uimire, scăldat în iubire, eu trăiesc doar pentru a lăuda pe Isus. De aceea trăim, să îngenunchem înaintea lui Isus Hristos și să lăudăm pe Isus Hristos. De aceea te invit să faci lucrul acesta împreună cu mine, să-ți pleci inima înaintea lui Dumnezeu, să spui, Doamne, mă predau cu totul ție și mă rog ca Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Amin.